Asociația Învățătorilor din Județul Neamț, în colaborare cu Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, vor organiza joi 30 iunie la Liceul de Artă din Piatra Neamț, ziua învățătorului, la care vor fi acordate o serie de premii cadrelor didactice cu activitate deosebită în cadrul galei premiilor revistei Apostolul, publicație editată de Sindicatele din Învățământ. După cum știm, ziua învățătorului ar trebui să fie sărbătorită pe 5 iunie, conform legii. Și am mai spus-o și cu alt prilej, și această dată a fost fixată fără să fie cineva consultat. Pur și simplu, în 2006, ne-am pomenit cu o lege dată peste noapte. Dar în județul Neamț încă se păstrează tradiția și se sărbătorește ziua învățătorului pe 30 iunie. Festivitatea de premiere festivitatea în sine legată de ziua învățătorului este organizată în primul rând de Asociația Învățătorilor din județul Neamț în colaborare cu sindicatul din învățământ. Va avea loc la Liceul de Artă din Piatra Neamț la ora 11 joi. Premiile revistei Apostolul vor fi acordate de către Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Asociația Învățătorilor din Județul Neamț. Un moment deosebit în cadrul festivității va fi prima ediție de acordare, sau la care se acordă premiile revistei Apostolul. Știți foarte bine că noi avem o revistă a cadrelor didactice care apare prin colaborarea dintre Sindicatul Învățământ Neamț și finanțată de Sindicatul Învățământ Neamț în colaborare cu Asociația Învățătorilor din Județul Neamț. Din zona Roman, printre cadrele didactice care vor fi premiate, se numără profesorul Petrică Sandu, directorul liceului cu program sportiv din Roman, care anul acesta își va încheia cariera didactică prin ieșire la pensie. Ceva premii din zona noastră pentru activitatea de viață de profesor, de întemeietor de școală, va fi premiat domnul profesor Petrică Sandu. Profesorul Petrică Sandu s-a născut pe 2 august 1948 și a terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani în anul 1976 și a completat ulterior studiile universitare de lungă durată, obținând licența la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași în anul 1997. Are 40 de ani vechime în învățământ, din care 25 ca director al liceului cu program sportiv Roman, pe care l-a înființat în anul 1991. Este profesor cu gradul didactic 1 și a obținut anul trecut gradația de merit cu un punctaj maxim de 100 de puncte. A fost mulți ani și președintele echipei de handbal feminin HCM Roman.